Că n-am mers ca disperat, i-am dat 140. Serios? Da. Dat loc două. Nu, i-am dat 140, am vrut să văd cât merge și mai mergea. Bă, gen... da, știu, merge, ți-am zis, 160-170, dacă am toate reglajele bune, poate și mai bine. Dar pe pistă, nu? Da, bineînțeles, pe pistă, pe autobandul din Germania. Ele mele. E în viteză? Da. Serios? Da, așa au compresia asta. Adică nu au compresia. Jesus. Nu-ți merge turometru. Ah, ok. Îți merge claxonul, măcar. Doamne, ce poziție. Doamne, ce poziție. Oh, bă, leu. Ce-ai luat, mă, nene, mă? Asta e în Aprilia RS 2003, care are și power valve, adică o valvă de putere care se simte. Surprinzător. Ia uite. Surprinzător. De bine trage pentru un motor de A1. Surprinzător de proaste frânare spate. Jesus. Bă, trage bine pentru motor de om, nu? Normal, ia cicare 15, cai putere 11 kW în talon, adică poate fi condusă cu A1. Dar nu prea cred asta. Bă, trage bine. Puteți vedea, nu-i merge turometru. Frânele nu sunt cele mai bune. E motorul lui vărul meu, care avea CBR-ul de 1.25. Și știți ce s-o fi motorul ăla, avea pune mult mai bune decât asta. Dar nu tragea nici măcar pe aproape față de cum trage asta. Poziția e mult, mult, mult mai nașpa. E poziție sportivă și trebuie să stai foarte aplecat. Uite, are și parbrizul ăsta mișto. Uite cât de bine se lasă. Și viteza e foarte faină. Adică se lasă foarte ok. Are cauciuc de 110. Nu fac. Nu merge. Trebuie să aprind și pe acum. Are cauciuc de 110 pe față, 150 pe spate. Față de CBR, care avea cauciucurile foarte puste. Și are Michelin Pilot Power 2CTB și a luat cauciucuri foarte bune. E foarte faină jucăria pentru un 1.25. E ceva între CBR-ul, R1.25 și GSR. Deci pe bune, ca putere. E mai slab decât GSR-ul, nu se compară cu GSR-ul. Dar nu se compara nici cu R1.25, care e destul de futuros. Adică e 4 timp, asta e motor în 2 timp. Și se simte asta. Pentru că trage al naibii de bine. Bun, chiar îmi place că trage, uite cât de bine mă dau cu ea. Dar ai zis că fug cauciucurile, dar nu simt asta. Și chiar îmi place să mă las cu ea. Capul la cutie și să vedem cum merge. 120 și 120 și ceva și mai merge mult și bine. Nu sunt cea adeptul vitezei, dar doar să văd cam ce accelerație are. Capul la cutie din nou, gaz, 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 hai. O
130 mai poate, mult și bine, cred că ajunge la 150, liniștit. Oh, oh, oh. Cât de fain se mișcă, pe bune. Îmi place la nebunie cum se mișcă. Chiar se mișcă foarte bine stânga dreapta. Poziția e groaznică. E groaznică, e poziția de super sportivă față de CBR-ul, ce a avut el înainte, care are puse de naked, chiar dacă e sportivă, ci că vitezele se schimbă foarte ciudat. Nu știu de ce. Manevrabilitatea nu o lasă de dorit, dar nu pot să zic că e cea mai bună. Și motorul în doi timp, adică cel puțin ăsta și ce am mai condus, am mai condus un Restea 125, are probleme foarte mari în dreapta întâi și în turemici, pentru că e not gaz și motorul se neacă oarecum, dar uite ce bine accelerează, nebuna! Oh, oh, oh. Eu cam violez! Mamă, stai că mai trebuie să mai pun și frân, nu pot să intru cu full gaz cu RS-ul. Doamne, ce bine merge! Aproape, doamne! Pentru un motor de 1.25 e super mult, pe bune! Dacă cine vrea la 16 ani vrea viteză, ăsta e motorul pe care trebuie să-și ia. Un motor foarte puternic, el are un power valve, așa cum am zis, e o valvă de putere care aproape că dublează toată puterea motorului. Undeva de la 6-7000 parcă, sau nu știu ceva în gen. E un motor mai turat decât celelalte și se simte asta și uite ce... Bine, se lasă pe curbe. El are și gume foarte bune. Dar de ce n-ai frână pe spate? Giorgele, Giorgele. Ca și preț de achiziție, cred că e cel mai ieftin motor de A1. Prețuri am văzut de la 600 de euro până la 3000. Depinde de model. Este modelul 2003. E carburație. Și se simte asta, că e un pic mai brutală. Hai să facem și depășirea asta. Că trebuie să fie în ture mari. Gaz. Surprinzător de bine trage. Doar că nu are frână pe spate. Îi dau pedala până la fund și degeaba. Cum am zis, mobilitatea e ok. Poziția e groaznică. E mai groaznică decât R125 pe care l-am testat deja. Dacă ar fi să aleg între astea trei modele, aș avea o dilemă. Pentru că trebuie să mă gândesc pentru ce vreau să-l iau. Dacă vreau să-l iau pentru drum lung și confort, aș alege CBR-ul. Dacă vreau să-l iau pentru look și pentru design, aș alege R125. La fel și pentru consum, aș merge pe CBR sau pe R125. Și dacă ar fi să aleg performanțele, aș merge clar pe Aprilia RS125. Pentru că e mult, mult, mult superioară celor două anterioare, adică CBR-ul și R125. Dar asta se vede în consum, pentru că motorul ăsta are un consum de 10%. Știi ce înseamnă asta, nu? 10% înseamnă 10 litri la 100 de kilometri. Înseamnă 50 de lei la 100 de kilometri față de CBR care are 2.5, față de R125 care are 2.5. E enorm de mult, nu mult, enorm de mult. Dar în schimb, pentru ce știe să facă, cred că își merită consumul ăla pe deplin. Deci n-aș vrea să fiu un pielea lui Ormeu, să știu că trebuie să bag 10 litri. Doamne. Forma e foarte ok și chiar arată ca o motocicletă adevărată. Nu ca CBR-ul. Până și erau 25. Uite, ce frâne bune are. Am zis că n-are frâne bune, dar... Mă cam contrazice, uite, în ture joasă, uite, full gaz, full gaz, full gaz, full gaz, se bâlbâie și aici trage bine. Vezi, asta e problema. Și carburația e făcută, e, cred că, o problemă de doi timpi, pe care am văzut-o și la alte rest cu care m-am dat, 2007. De lăsat pe curbe se lasă foarte bine, foarte, foarte bine chiar. Adică atât de bine cât m-aș chinui să dau un pic cu genunchiul pe jos cu asta, dar, na, asfaltul rece. Cauciucurile nu se încălzesc extrem de bine. E ca frică. El are turometru, așa cum am zis, stricat și asta se vede, 6000, 4000, uite, uite cum merge. Dar am văzut că stă cam constant, la zero. E un motor foarte fain, e bune. El n-a dat foarte mult pe el,
dat chiar puțin, doar că a fost căzut pe partea stângă și se vede asta. Și no, trebuie să-l repar un pic dacă vrea să-l aibă bine. Rest, auzi ce bine trage. Hai să ne lăsăm un pic mai tare aici. Frână, 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 frână. Să reci cauciucurile, frate, pune mâna pe ele să vezi că sunt reci. Nu știu, dar simt că pot să dau cu genunchiul pe jos cu asta, serios. Da, știu. La modul ăla mă dau. Da, exact, dar uite-te la cauciuc. Bă, e faină. Fric și uite-te la cauciucuri, deci eu în vară când mă dau, la, exact la fel mă dau. Uite. Bă, e faină, serios, e faină. Bă, mersi. Chestia e că aia nu-ți merge, frâna de spate e groaznică. Da, știu, are cursa foarte jos. Nu-ți prinde. Nu-ți prinde, am călcat-o până la maxim și nu prinde deloc. Că pe curbe, în momentul în care vreau să o las un pic mai tare, calc un pic mai tare spatele. Asta nu merge. O diferență mare între stânga? Nu e. Nu e, mă. Între stânga și dreapta, destul, dup. Nu, motorul în sine e super mișto. Arată foarte mișto. Cum am zis că aici e căzut. Forma e mișto, pe bune, adică arată ca o motocicletă adevărată, serios. Adică nu zici că e 1.25. Trage super bine. Mai știi când eram cu CBR-ul și a zis aia că e de 600. Da, nu, asta de 1000. Asta arată ok, no. Nu, coada asta îmi place la nebunie, e super faină. Se aude mișto, adică e zgomotul ăla de drujbă. Care, sincer să fiu, nu pot să zic că îmi place sau că nu-mi place, dar e ceva special. Gumele se țin bine, tu ai zis că fug, nu fug deloc. Bă, mi-a fugit. I-am dat acum în gură de n-a fugit deloc, serios. Și accelerează bine, singura problemă e că în ture joase. Nu, e furca upside down și asta se simte la fel. Frână de față, dă-i un pic de spray pe frână, pentru că păcat de discul ăla imens și două pistoane pe față. De ce să-i dau? Nu ține bine. Ține... Bă, am simțit-o că-mi scârție, am și scârție. Îți ținea mult mai bine frână la... Vezi ce zic? Are alea blocate, pistonașele. Da, văd că sunt bine. Dă-i cu un pic de spray de frâne. Și o să ține mult mai bine. Frâna de față e ok, dar ținea mai bine la CBR. Serios? Da. Băi, de bun? Părerea mea. Băi, eu am impresia că asta ține mai bine decât cealaltă. Mie mi se părea că ținea mai bine din cauza că trăgeam cu un deget. Mergeam, trăgeam cu un deget și eram la modul ăla că mă suiam pe motor. Da, știu. Avea o frână. La asta nu e. La asta nu e. Așa, bine, dacă trag mai tare, se simte. Chestia nașpa e asta de plastic. Bă, nu e atât de nașpa. Nu e nașpa, dar ai căzut, l-ai spart și trebuie schimbat. Uite, adică... Uite, da. Că nu e din plastic. E fibră? Nu. Adică asta, dacă cum e ciupit aici, bănuiesc că din căzătură se spărge. Depinde. Nu, el arată super mișto din față, serios, uite. Da, îmi place. Și modelul de 2007 chiar arată ca o motocicletă adevărată. Și asta. Dar 2007-lea e deja... Da, asta e mai mare decât cealaltă. Știu, m-am dat și pe 2007 și aia avea bube mai mari decât asta. Se simte diferența. Aia avea bube mai mari decât asta. Bube? Da. Pe mecanică. Pe putere, pe totul. Bă, ți-am zis, e greu să-i numerezi reglaje. E mișto, chiar e mișto și... Bă, eu-s mulțumit de ea. Singura chestie de care nu se mulțumit e consumul. Aia ziceam și eu. O mașină. Cât îți ia? 10%? Da. 10% la drum mers normal? Orice fel de drum. Pe Poiana bănescă-ți? Mai mult. Da. Groaznic. Ăla mi-a 4-4. 23 de kilometri făcuți. Am băgat, cât să zic, am de 50 de lei aici. Cam la 110-120 de kilometri. Trebuie să alimentezi? Trebuie să bag. Plus uleiul care e de sus. A, da, chiar că ăsta e în doi timp și are pompă de ulei care se face amestecul automat, nu? Da, da, da. Așa, dar nu o scoate acum, te rog eu. Am crezut că o scoți. Da, ce s-a făcut, frate? Bompă. Bine, bompă, nu am crezut că o scoți. Asta e rezervorul 2? Nu, asta e sonda. Și aici bagi ulei? Da, și mă ține între...
degeaba bufnește râsul, serios. Nu știu. Aștept să zici acolo 233 km. A, nu. Bă, mă ține cam între 400 și 600 de km. Un litru de ulei. Da, am zis cum mergi cu ea, la ulei chiar depinde cum mergi. Pentru că dacă îi dai turație mare, trebuie. Am văzut că scoate fum. Da. Dar e normal, e un doi timpi. Da. Bă, comparativ cu alte motorete în doi timpi nu scoate așa mult fum. Pinionul e mic în comparație cu altele. Aia înseamnă dacă că și... Deci dacă îi pui mai mare, trebuie să-i schimbi reglajul la power valve. Da, power valve-ul ăla de la cât intră? 7000 cred. A, așa am zis și eu, 6-7000 parcă. Cam de pe la 7000, adică îl simți. Da, ce-i drept, ție nu-ți merge aer, se simte, adică... Nu merge cum trebuie, mă. Da, eu sunt obișnuit să mă uit la ture, la motoare, nu la kilometri, știi? Da. Depinde ce vrei. Dacă vrei putere și performanță și să tragi de ea la 16 ani... N-ai ce motoretă în 4 timp să iei cu atâția că ai pe de-asta în 2. E perfectă. Și vrei putere... Dacă vrei aspect și design și consum... R1 25U. Dacă vrei poziție și drum lung și un motor super mic, adică așa înghesuit, nu știu, mi-a plăcut CBR-ul ăla, serios. Da. Și consumul, plus că suna de lua dracu pe ăla. Da. Ia CBR-ul. Chestia de care mi-a părut rău a fost sunetul. Nu se compară. Nu se compară, la fel. Cât aveai consum pe ăla? 2,5? Zilele în care mergeam numai pe rup.